A nins abundent, iar străzile au fost acoperite cu un strat consistent de zăpadă. Administrația publică locală din municipiul Petroșani a decis ca doar cele mai importante artere ale localității să fie dezăpezite, pentru a motiva cetățenii să nu părăsească locuințele și să nu se expună îmbolnăvirilor. Noi dezăpezim pe arterele principale, într-adevăr, și trotuarele, dar sigur nu vom dezăpezi la intensitatea la care o făceam de obicei. Sigur, asta și pentru a limita accesul sau ieșirea din casă pe cât posibil a cetățenilor din municipiul Petroșani. Dezăpezim artelele către instituțiile publice, în special către spital și către celelalte instituții, poliție, mă rog, artelele principale și trotuarele, de asemenea, însă, deocamdată, sigur că această zăpadă nu va ține foarte mult. Ne-am uitat pe prognoze, în 2-3 zile deja vom fi pe temperaturi pozitive. Vremea bună din ultimele zile a îmbiat cetățenii să iasă în oraș, expunându-se astfel contactorii COVID-19, iar decizia dezăpezirii doar a arterelor principale ale municipiului Petroșani reprezintă o măsură de prevenire a îmbolnăvirii populației.